Bun găsit, doamnelor și domnilor, se încălzește simțitor vremea în toată țara, în sfârșit mai scăpăm de ger, va fi vreme mult mai caldă decât de obicei, însă la pachet cu această vreme caldă vine și vântul. Vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, apar și avertizări în acest sens, cod galben, iată, pentru cea mai mare parte a teritoriului, va fi în vigoare până mâine dimineață la ora 10, vor fi rafale de la 50 până la 60 km pe oră, cu rafale de 90-100 de km pe oră va sufla vântul în zona de munte, însă la peste 1700 de metri în Carpații de Curbură și Carpații Meridionali vor fi rafale de 110-120 de km pe oră, dar acest cod portocaliu va fi valabil până în această seară la ora 22, iar de mâine dimineață va intra în vigoare un nou cod galben mai restrâns cei drept, tot de vânt, vor fi rafale de 50-60 km pe oră până la 100 de km pe oră în zona de munte. Este o avertizare ce rămâne în vigoare până miercuri dimineață la ora 10. Vă spun că va fi vreme mai caldă, acest lucru se va simți și în timpul nopții, vor fi în această noapte minime de la minus 2 și până la plus 8 grade, iar mâine vor fi maxime între 12 și chiar 19 grade. Vreme plăcută și ca aspect, va fi cer variabil spre senin în mai toată țara, cu excepție zona nordică, aici unde vor mai fi înnorăți și pe alocuri va ploua slab, însă la cote de peste 1700 de metri vor fi posibile precipitații mixte. Și mâine va fi vânt în toată țara, așadar cu rafale de la 50 până la 100 de km pe oră în zonele de munte. În capitală va fi vreme deosebit de caldă, vreme de primăvară cu o maximă de 19 grade, anunță meteorologii. Cerul va fi variabil spre senin, însă și în capitală se va simți prezența vântului. Vor mai fi rafale de 55-60 km pe oră. Miercuri, vremea rămâne caldă în toată țara, se anunță maxime de la 10 și până la 17 grade, din nou va predomina soarele. Totuși, în zona montană înaltă, în Carpații Occidentali, în Carpații Orientali, vor fi ceva precipitații sub formă de ploaie. Vântul va continua să sufle mai tare în regiunile de munte, trecător vor fi intensificări ale vântului și în restul țării, mai ales în prima parte a zilei. Cât despre capitale, ei bine, aici ne așteaptă din nou o vreme deosebit de caldă și miercuri vor fi 19 grade cu soare, însă din nou apare în peisaj și vântul care va avea intensificări, vor mai fi rafale de până la 50 km pe oră. Cam atât despre vreme, numai bine vă doresc!